Salutare! Ați fost vreodată undeva, nu știu unde, undeva, conferință, o chestie, o întâlnire? Să fiți altcineva? Să scrie pe ei cu son că sunteți altcineva? Eu am trăit chestia asta când reprezentam alte site-uri și alte bloguri la diverse vizionări de filmuri de teatru. Dar toate mi-e căinesc că eram. Dar reprezentam altceva, altcineva. Zilele trecute, ori săptămâni trecute, mă rog, nu știu, nici nu știu când apare clipul ăsta, nici nu e bine să vă zic când și unde ca să nu vă dați seama la ce conferință am fost, dar am fost la o conferință business și nu am fost eu. Nu a fost blogger Micăinescu, ci a fost un angajat al unei firme. Nu știu firma, nu știu angajatul. Angajatul avea un nume un pic diferit, un pic, nu știu dacă ciudat, dar nu un nume banal, de ajuns de diferit încât să nu-l ții minte. Iar firma habar n-am ce se ocupă. Nu știu dacă face echipament IT, nu știu dacă se ocupă cu marketing, cu contabilitate, nu știu dacă face nasturi sau cămășaua. Bine, cămășaua dacă făcea, cred că aflam de ei și îmi cumpăram ceva, deci cămășaua sigur nu face. Deci nu cu rău, mi-aș mai fi ceva. Știu dacă era o conferință de business, ostilită de o amică. M-am pregătit, am zis trebuie să-mi iau ce mai office haine, nu că așa avea foarte multe. Cămăși albe n-am, niciuna. Am o cămașă neagră care s-a albit. Nu știu în ce categorie să o bag, albă sau neagră. E un fel de alba neagră aia. E neagră și cu niște pete albe pe aici, pe aici, pe undeva. No? Alba neagră joc cu ea. Mi-a dat un tricou albastru, cămașă albastră și un sacou albastru, fără cravată. Cravata nu suport, aș da o suporte numai pușcăriașii și politicienii. Cazul politicienilor să se obișnuiască cu următoarea lor delenicire. Ajung acolo la conferință, mă bag acea mică și mă uit în jur. Numai, mă, aproape numai cămăși albe și cravate. La mulți bărbați din mediul business corporate, așa se numește acum, business corporate. Sună bine. Deci la mulți bărbați singura culoare admisă este la cravată. Cravată poți să vezi și roz, poți să vezi și mov, poți să vezi și roșie și verde și... În rest, cămașa este aproape invariabil albă, iar costumul gri sau negru, sau uneori au un albastru, dar oricum închis și ceva să nu iasă în evidență. Ies eu acolo pe hol la intrare să văd ce pot să consum, ce să putea consuma. Chestii sănătoase gen cola, nu. No, acolo au dat la prânz. Bere nici atât. Bine, bere dimineața, unii zic că nu-i bine să bei, deși eu aș fi făcut chestia asta. Aveau apă aromată, whatever that means, și granini de două tipuri, grefuri și portocale. Am băut granini de grefuri, mie îmi plac chestia când mă deranjează, dar mă gândeam, zic, băi, n-am văzut nicio convenție, dar numai și numai granini. Ăștia are bani, ca să zic așa. Iar la prima pauză, coffee break-ul, nici atunci nu aveau cola, aveau niște un fel de biscuit sau nu știu cum să le zic, și multe fructe, adică mere, pere și banane. Banane s-au terminat primele, drept dovadă că erau ceva blonde prin sală. Merele păreau de la acrele, alea nu prea-mi plac, așa că am mâncat pere. Perele destul de bune, să știți, nu știu din ce parte a Poloniei, Greciei sau chiar Argentinei erau luate. Sigur nu erau made în România, dar erau bune, să știți. Grefuri și acele pere. Și mai erau niște chestii, nu știu cum se le numesc. Habar n-am. Alea erau ceva, puneai și un sos peste, un pic mai aromat. Erau pentru o pauză, dar ora 11 era ok. La prânz, toată carnea era de pește. Înțeleg că cel care a pus, a comandat meniu are o aplicare pentru pește. Poate se poartă frumos cu acea persoană. Dar noi ceilalți am vrea să consumăm și alte cărnuri. De porcule, de vaco, poate și de, cum ar zice francezul, de pule. Dar asta e, pește. Da, am consuma pește. Nu zic că era rău gătit, dimpotrivă, era foarte bun. Dar pește. Cu niște cartofi, nu știu, un pic copți, nu-mi dau seama cum cartofi.
Mă uitam prin sală. Apropo, eu nu trebuia să ies în evidență. Dreptul meu nu a pus nicio întrebare. Așa că în sală mă uitam în stânga dreapta să inspectez. Să mă uit reacțiile oamenilor, să mă uit cam cine sunt, ce fac. Scopul și durata vizitei, cum ar zic. Nu, că nu îi întrebam. Doar mă uitam la ei. Le studiam. Și de asta cât de diferit sunt de ei. Și cât de bine e că sunt diferit față de ei. O, dar cât de bine e că sunt diferit. Mi-am dezvoltat identitatea către două persoane. Unul m-a deranjat la masă, efectiv. Omul ăla stătea, eu mâncam, el terminase pentru că am mâncat foarte puțin. Și n-am mâncat desert. Și eu mâncam. Și el vine la mine, mă întreabă cine sunt, ce fac, începe să spună el, prietenii, eu mănânc. I-a zis că-s blogger. Nu știu ce am zis el și dacă avea habar ce să ocupă această îndelenicire. Dar i-a zis că-s blogger. El o dădea cu a lui, cu afacerea lui, nu știu ce era cu făcea și nici nu mă interesa. E a doua persoană, o chestie foarte interesantă. Mi-a zis o tipă care se ocupa cu pozele, cu tăiatul pozelor. Deci făceai poze și le printau, le tăiau și le puneau pe folie de aia magnetică, se pune magnet de frigider pe frigider. Magnet de frigider, în mod senzațional, se pune fix pe frigider. Și îmi spune ea că mă cunoaște. Aflu că mi-a fost vecina. A plecat din acest bloc cu câinul cu G, acum ceva timp. Dar mă știe. Mi-a zis numele, dar bineînțeles că l-am uitat. N-a avut carte de vizită, așa că i-am dat doar eu. Deci trebuie să mă contacteze ea pe mine. Mi-a zis, când a văzut blogul, a zis că mi-a citit și blogul. Ceea ce e un lucru bun. Sper să mai citească în continuare și sper să nu rămână șocată atunci când va auzi câte bloguri am între timp. Mi-a făcut și o chestie ca între vecini. Mi-a pus poza mea, că mă grăbeam să plec după pauză, mi-a pus poza mea înainte altora. De ce am plecat? Un lucru cert. Urma o chestie de dezvoltare personală și ca de obicei m-am uitat în oglindă. Mi-a zis, sunt îndeajuns de dezvoltat, poate prea mult, și nu mai trebuie să mă dezvolt nici pe interior, nici pe exterior. Și am plecat. Acolo la conferință n-am pus nicio întrebare. Și uneori m-am mâncat să pun întrebări. Într-un fel m-am bucurat când alte persoane puneau întrebări pe care vreau să le pun eu. La altă parte mă ofticam. Bă, asta trebuia să întreb eu, să ies eu în evidență. N-a fost să fie. A venit un tip de la o firmă de bere și venea să întreb unde e bere. Nu vorbesc serios, mă enervează maxim persoanele care vin să prezinte ce firmă mișto, ce idee inovatoare a avut, dar o idee simplă și banală de a aduce produsul tău la conferință unde vorbești tu, ca reprezentant al firmei tale, a mi se pare o chestie de minim bun simț, chiar dacă pui chestia aia pe bani. Adică, înțelegem, nu zice nimeni să-mi o dai gratis, deși de multe ori primesc gratis berea conferinței. Dar dă-o pe bani. Bun, puțin ce preț promoțional, dar dă-o. Cum prezint cel mai bine produsul decât dând produsul ăla. Și, ok, jumate erau cu mașina, din corporatiștii și afaceri știe. Dar restul de jumătate poate fi băut o bere. Și nu făceați pagubă, că, repet, o bere. O bere. Oh, trecem peste. Am ieșit de acolo și m-am simțit liber. M-am simțit din nou Mică Inescu. Când venea să strig, cum era pe vremea, hai eliberare, suntem liberi, mi-am dat seama două lucruri. Întâi și întâi, îmi spunea cineva prin facultate că eu n-aș putea să fiu niciodată agent secret. Că am gura prea mare, că nu pot să țin secrete, deși de atunci cred că am mai evoluat. Și că eu sunt eu. Și o lucrare, și un referat, și tot ce dădeam eu aveau amprenta mea. Asta a fost o primă lecție. Cum ar fi să mă dau altcineva. A doua lecție ar fi legat de dacă aș putea să fiu corporatist sau nu. E cam bancul de la Radio Erevan cu Elveția. Poți să introduci comunismul în Elveția?
Răspunsul este clar. Poți. Dar e păcat. Fiecare dată când mă gândeam să mă angajez undeva, special într-o corporație, îmi luam CV-ul și începeam să plâng. E mare păcat să trimiți o astfel de persoană la muncă. Iar să-l trimiți într-o corporație, pe acest individ, vine să zic om, dar nu prea om, îmbrăcat așa, și să ajungă să se îmbrace în cămăși albe, cu cravate. Așa. Cămașa asta, ca să vedeți în ce mă îmbrac eu, cămașa asta nici măcar n-are nasturi aici. Deci cămașa asta nu-i setată, să încheie la gât, chit că s-ar fi îndreptine de ajuns de large încât s-ar putea încheia la gât. Uitați? Aha! Vedeți că eu simți că turbez și că nebunesc și că gâtul meu... am putea face chestia asta. Nu știu dacă mai am ceva de zis legat de conferință. Eu zic doar că dacă cineva m-a recunoscut acolo și mă vede în acest clip, să mă aplaude. Mi-a ieșit. Și pe voi vă aștept și la clipul următor de mâine. Asta sper totuși să aibă ceva vizualizări, pentru că încă te plâng. Deci nu știu, în general aveam crescut, creșteau subscriberi. E, pentru prima oară am văzut unul care a dat un subscribe. Și zic, bă, poate o fi corporatist. Acum, dacă am fost și eu, zic corporatist, mi-a dat înapoi subscribe. Zic și eu, nu? Cam atât. Emil Căinescu, necorporatist, ci blogger, vă salută, îmbrăcat într-o cămașă Hawaii.